Și-a consacrat întreaga viață științelor politice, atât în sfera învățământului universitar, cât și în cea a cercetării științifice. Victor Saca s-a născut în satul Otac, raionul Rezina. Are mai bine de 260 de publicații științifice și metodice. Este autor a 3 monografii și coautor a 4 manuale. Academicieni, colegi de breaslă și studenți de la Frișpa au rostit multe cuvinte de mulțumire și admirație, adresate savantului și pedagogului de excepție, Victor Saca. Dacă vă trebuie un om model, e Victor Saca, de prietenie cinstită, corectă, de efort, de talent, de cumsicădenie, de suflet mare. Apreciere de care se bucură astăzi Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative în mediul academic și social este și rezultatul eforturilor și activității profesorului Victor Saca, care reprezintă un adevărat model de cadru didactic. Da, ne bucurăm împreună cu întreaga comunitate academică că avem ocazia să-l sărbătorim pe domnul Saca la frumoasa vârstă de 70 de ani. Este o vârstă când are foarte multe realizări și ne-am bucurat să le împărtășim și să-i spunem mulțumesc pentru tot ce a făcut. Om de o erudiție exemplară, profesorul Victor Saca este un savant de o rară profunzime și corectitudine științifică. Studiile lui monografice denotă abordări temeinice ale proceselor politice din societatea noastră aflată în tranziție. Domnul Saca a avut și are un impact major în dezvoltarea științei politice din Republica Moldova și a investit foarte mult, inclusiv investește în dezvoltarea unei generații noi de politicieni cu viziune deschisă, de politicieni onești, cu verticalitate și integritate. Domnul profesor Saca este o personalitate deosebită, este un adevărat arhitect al științei politice din spațiul nostru. Mă bucur și port un respect deosebit pentru dumnealui, deoarece am avut o colaborare foarte frumoasă în parcursul anilor de licență, de masterat. Mulți se îngrijesc de faimă, puțin de conștiință. Ani în șir a format generații de tineri într-un spirit inteligent, bazat pe valori morale, iar orele ținute în auditoriu sunt apreciate și solicitate mereu de către studenți. Să ne trăiți, domnule profesor!